Cu adevărat, este un monument simbol pentru Iași, un monument de importanță mare pentru patrimoniul ieșean, dar mai ales este un locaș de cult. Este un loc unde se slujește, unde atâtea suflete caută calea către mântuire. Din punctul acesta de vedere, aș dori să evidențiez în mod deosebit pe cel care a fost inițiatorul și sufletul acestei lucrări, pe părintele paroh Constantin Andrei. Și e foarte interesant că cariera dumnealui, ca să spun așa, dacă ar fi să vorbim în termen lumești, momentul de slujire în Iași a început la Sfântul Pantelimon, dar prin a avea grijă și de Biserica Bărboi, care de zeci de ani fusese închisă, nu era redată cultului. E de apreciat și este un model părintele Constantin Andrei pentru tenacitatea cu care a lucrat și mai ales pentru faptul că într-o vreme în care poate unii se retrag să se bucure de pensie, dânsul a ales să lucreze și să jertfească în continuare pentru binele bisericii și pentru bucuria credincioșilor. Am avut onoarea să fiu șeful de proiect al echipei numeroase care a întocmit proiectul pentru ansamblul Bisericii Bărboi Iași. Deci, țin să subliniez că este un ansamblu. Acest ansamblu a fost definit, practic, în forma de astăzi, în anul 1986, când au fost eliminate de pe amplasament niște clădiri parazitare, s-a executat zidul de incintă și s-au făcut ultimele reparații la turnul de intrare și la biserică. Principalele operații care s-au făcut în prezent sunt următoarele. În primul rând, este vorba de restaurarea bisericii, biserică care nu a suferit atât din punctul de vedere al structurii, cât din punctul de vedere al finisajelor. S-a restaurat paramentul bizantin, unul dintre cele mai frumoase paramente din Moldova și din țară. S-au restaurat cu polile, bolțile, s-a acoperit din nou biserica cu tablă de cupru și în interior s-au făcut nenumărate reparații și restaurări, cum ar fi înlocuirea pardoselii de marmură cu o pardoseală de marmură asemeni celei care a fost, dar cu problema că sub această pardoseală noi am introdus un element modern și anume încălzirea în pardoseală, ceea ce elimină curenții turbionari care existau pe lângă pereți și nu mai dau senzația de curent și disconfort în biserică. Astăzi se înscrie o pagină în cronica Bisericii Bărboi, marcând finalizarea proiectului de restaurare a monumentelor istorice din ansamblu Bisericii Bărboi. A fost un timp de lucru intens în care toți factorii responsabili au fost angajați și s-au achitat onorabil, lucrând cu timp și fără timp, pentru ca să ducem la bun sfârșit aceste lucrări, pentru că, să nu uităm, e un proiect european în care parohia a contribuit cu cei 2%, așa cum prevede legea, cum a fost, de fapt, eligibilitatea, dar pe lângă lucrările care au fost aprobate, cele eligibile, au fost și lucrări neeligibile, lucrări care au fost suportate de parohie, de către Noriaș, de către cei care au iubit și iubesc Biserica Bărboi, acest monument istoric din centrul urbei noastre. Să nu uităm că în tot acest timp de 3 ani și jumătate, Sfânta Liturghie nu a încetat ca să nu se oficieze la Biserica Bărboi. Așa, dar a fost și șanterul, dar a fost și rugăciunea.